Această bancă este una emblematică pentru Galați. Se spune că cei care au un complex, de exemplu cei care suferă de complexul dimensiunii, își cumpără o mașină mare. Unii care probabil că nu au avut destule bile când erau mici să se joace, acum au umplut Galațiul de bile. Bile ca acestea, care iată au fost puse chiar și în fața unei bănci. Bilele se mișcă, nu sunt fixate în pavaj, dar ceea ce este foarte interesant e poziția lor. De ce ai pune niște bile în fața unei bănci care a fost făcută, din câte observăm, ca oamenii să dehnească pe ea? Probabil sunt deja suporturile pentru picioare sau haideți să aflăm ce spun oamenii, ce părere au ei despre cum le-au fost cheltuiți banii. Vedeți banca asta cu multe bile în fața ei? Ce părere aveți? Pentru ce au fost puse bilele acestea acolo? Nu vreau să critic pe nimeni, rămâne strict opinia mea. Ok. Dar nu am opinie, pare rău. Dar credeți că e o bancă sau o operă de artă? Ce poate fi asta? Ce părere aveți de bilele din fața băncii? Ați mai văzut în primul rând așa ceva? Undeva poate au o semnificație? Parcare. Păi parcarea e acolo. Am văzut că da, sunt în locul de parcare. Ce caut aici n-ar putea să mă zic. Să odihnească picioarele cei care stau pe bancă, nu știu. Da. Dumneavoastră găsiți o altă semnificație? Eu sincer nu am mai văzut și nu am altă semnificație pentru aceste bile. Deci credeți că e pentru odihna picioarelor? Adică să stai cu genunchii mai la mult gură sau? Mai mult de atât, nu avem nicio idee. Mulțumesc mult! Da, sper că v-am fost de cât de asta. Mulțumesc mult! Vi se pare ok bilele alea? Dar la ce credeți că au fost puse acolo? La ce să folosească? Uitați, bile. Chiar la nimic. Bilele de aici? Bilele din fața băncii, da. Nu știu, nu cred că au vreo utilitate decât vizuală. Bilele alea, celălalt am înțeles pentru ce sunt. Pentru parcare, da. Da. Da, dacă vă spun că o bilă din asta costă peste 300 de lei. Și dacă o luăm și o vindem la mâna a doua, cât ar fi? Mulțumesc! Să rămână! Banca cu bile, ce părere aveți? La ce folosesc bilele acelea? Ce credeți dumneavoastră că folosesc? La ce, ce ar putea fi ele utile? La o bancă? Păi nu sunt utile deloc, ele împiedică. Împiedică ce? Împiedică omul să stea acolo. Dar oare de ce ar fi pus o piedică să nu mai stea oameni acolo? De ce credeți? Întrebați proiectantul. Sunt trei proiectant. Dar dacă vă spun că o bilă din asta costă aproape 80 de euro, ce părere aveți? Ce explicații găsiți dumneavoastră vis-a-vis de poziționarea acestor bile acolo? Deci ele nu sunt bine puse, odată, și prețul mi se pare mult. Știți că se mișcă bilele astea? Dacă mergeți la ele, o să vedeți că se pot muta de colo-colo. Da. Ați încercat vreodată să stați pe o bancă cu bile? Nu. Ați încercat? Mulțumesc! Vis-a-vis de banca asta cu bile, da. Ce părere aveți de această bancă cu bile în față? Asta de aici. O părere proastă, adică nici n-ai unde să te așezi, n-ai unde să stai. Aha. Deci nu trebuia puse acolo. Da, dacă vă spun că o bilă din asta a costat vreo 300 și ceva de lei, ce părere vă informați? Vis-a-vis de atât de multe bile în fața unei bănci într-un loc inutil. Părere mai proastă. Adică? Ce credeți dumneavoastră că... Niște bani dați degeaba. Am înțeles. Bile, care nu trebuia pus acolo. Ați încercat vreodată să stați pe o bancă cu bile? Nu, eu de-abia am venit din Anglia și am 2 săptămâni și n-am. Ați mai văzut pe acolo prin Anglia? Nu rog. Este bine sau ceva de genul prin Anglia. Dați seama, oamenii când lucrează ca lumea, nu? Dar la marginea străzii sunt bile prin Anglia, nu? Nu. Sau alte ornamente ca să nu intre mașinile. E simplu. E simplu, nu? Da. Și nu se urcă mașinile pe trotuar. Nu, normal că nu, că merg încet, nu se ca la noi. Am înțeles. E lume civilizată. Da, normal. Aha. Dar acolo în Anglia se mai fac lucrări de astea la care oamenii zic, doamne, a costat cam mult. Aici sau că am extorcat bani publici, ați auzit de lucruri pe astea? Nu, n-am auzit. Bine că și o țară bogată în față de România. Am înțeles. Dar e probabil că e bogată și intelectuală, adică oamenii... Da, normal, și din taxe, din tot. Am înțeles. Mulțumesc mult! The question is about this bench with a lot of balls in front of it. What is your opinion? Like if it's useful or... Yes! And which would be the utility of so many balls in front of a bench? I never think about stuff like that, but... Have you ever seen something like this? No. Anywhere? No. No.
But if I tell you that one ball, only one, is priced around 70, 80 euros, what do you think about this? It's stupid. Stupid, huh? Yeah. Because it's made of beton. Yes, yeah, concrete, think. Yeah. And it should not be that expensive, and it doesn't make any sense at that place. Okay. So it makes sense there because you can't drive with the car in, but not there. Yes, it makes a sense, yes, there to impede the cars in going over the boardwalk, but yeah. Where are you from? Germany. So, Germany. Yeah. So in Germany you've never seen a bench with balls in front of it? No, but I've seen a lot of shit like that in Germany as well. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Have a nice day. Ce părere aveți de bancă? Cu bilele astea în fața ei? Sincer, nu știu dacă e utilă sau nu. Ați încercat vreodată să stați pe o bancă cu bile? Nu. Probabil e incomod la picioare. Ok. Sunteți din Vaslui. Da. Ce părere aveți de această bancă? Cu bile în fața ei. E bună, e frumoasă. Da, puteți să stați pe ea dacă are bile? Da. Ia arătați-și mie. Păi și cum vă țineți? La picioare? Alea, oare la ce folosesc bilele? Ce credeți că... Păi, e frumos. E frumos? Dar la Vaslui aveți bănci de astea cu bile în față? Da, nu sunt. Nu sunt? Nu sunt. Ați vrea să vă facă și la Vaslui o bancă de asta cu bile în față? Da, cum? De ce nu? Da, știți cât costă o bilă de asta? Păi nu știu. Vreo 70-80 de euro. Ce păreri mai aveți? Când vă spun asta? Costă, costă. Trebuie făcut. Facem, dar cu unul. Aha, am înțeles. Depinde de buget. Am înțeles, am înțeles. Mulțumesc mult! And I want to ask you about this bench with balls in front of it. Yes. What do you think about it? Well, I don't think it's art. Well, it might be art, but well, I don't think what why they do this. You don't know. I don't know. What could be the explanation? In your opinion? My opinion. Your humble opinion, okay. Well, they try to do something you look at, so I don't know. So it's not for sitting then? It's not for sitting, obviously. But. Well, if I tell you that only one ball from there is priced around 70-80 euros, which would be your opinion, and everything is made out of public money, of course. Sikte, dute, svoje in tis dam vati. Okay, would you like to try and sit there? And on the ball? I can't. No, okay. I can't, but it's for children, maybe, but... for a good playground. To play around. Mm-hmm. Or play with the money, yes, with the public money. Yes, play with public money, of course. Okay. But that's what politicians do best here in Romania, play with public money. Thank you very much for your sincere opinion. You're welcome. Uitați, e o bancă aici, da? Banca asta. Ce părere aveți despre faptul că are niște bile în față? La ce credeți că folosesc? Aveți vreo explicație? Dar se poate sta pe o bancă cu bile? Da, puteți să stați pe lateral, pe partea cealaltă. Păi nu, dar eu vorbesc de zona asta, adică care te uiți la hotel. Adică trebuie să stăm unii lângă alții, așa? Nu, dar... E ok, decât deloc. Ați încercat vreodată să stați pe o bancă cu bile? Dar n-am încercat să stau pe partea cu bile, m-am ajutat pe partea cealaltă. Bănuiesc că e un design ceva. Da, dacă sunt arhitect. Da, dar dacă vă spun că o bilă... Adică bănuiesc că arhitect sau are o viziune. Dacă vă spun că o bilă din asta costă 70-80 de euro, ce păreri mai aveți atunci? Da, de unde una. Sunt la voastră? Păi din devize. Dar unde sunt puse devizele? Nu, le-am căutat, am cerut, da. Da? Foarte bine. 300 și nu știu cât de lei, mă rog. Nu mai pun și montajul. Că aici sunt semi... că păi, nu banii aceștia se putea face altceva, cu mentalitatea asta, nu? Probabil, sau se putea face mai bine, de exemplu, să nu iasă iarba de acolo după niciun an de la inaugurare. Sau să funcționeze becurile astea care nu mai funcționează deja. Nu iasă iarba, de unde să nu iasă? Ea iarba crește printre, uitați, printre... Da, și crește, că plouă. Adică dumneavoastră aveți grădină acasă? Păi aici nu crește, de exemplu. Păi că s-a pus pietriș. Am înțeles. Acum, dacă stați să fim cârcotași așa cu orice lucru, eu cred că nici la dumneavoastră acasă nu funcționează toate perfect. Da, știți că știți că astea sunt din banii noștri? Așa, și ce? Până acum, de la daci și romani, cum s-au făcut toate? Nu trebuie să evoluăm într-un fel? Așa suntem cârcotași cu absolut orice. Eu vă spun, dacă vin și la dumneavoastră acasă, sigur găsești ceva. Acum, bun, o singură întrebare. V-ați pune o bancă cu bile acasă la dumneavoastră în curte? Da, mi-aș pune o bancă cu bile. M-ați întrebat, acum chiar mi-aș pune.
Ah, ok. Da. Bine. Vă mulțumesc mult. Ce să zic, adică chiar s-a făcut ceva. Deci ce părere aveți despre această bancă cu bile? Păi, ca design așa, să zicem că se încadrează așa cât de cât în peisaj, dar nu este prea accesibilă, de exemplu, pe partea asta care bine. Păi la asta, aici mă refer, la partea asta da, cu bile. Da, da. Și care credeți că e rolul lor? Care e semnificația? Mai mult de design decât ca să stea omul să se odihnească. Credeți că ar putea sta cineva pe banca asta? Nu, în niciun caz. Pe partea asta sunt bilele, iar pe partea cealaltă sunt mașinile și nu se așează nimeni ca să se uite la mașini. Da, e și gălăgie. Și noxe, da, înțeleg. Dar dacă vă spun că o bilă din aceasta a costat în jur de 70-80 de euro bucată, ce părere mai aveți? Ce părere vă mai formați? Bani aruncați. Degeaba, cheltuiți degeaba. Și nu e vorba doar de bila aceasta, e vorba în general, așa că se cumpără la suprapreț. Asta știm cu toți. Bă, ca suprapreț, prețul, acum să vă spun exact, nu știu, dar... Nici ca număr... nu știu, dar ca idee așa, da, e destul de scumpă. Vă mulțumesc mult! Vis-a-vis de banca asta cu bile în față, ce părere aveți? No comment. Adică? Cred să e tăcere. Aha, dar la ce credeți că folosesc, totuși? Pentru a spăla bani. Mulțumesc.